Bună, dragii mei! Iată că ne vedem din nou în seara aceasta și am să continui povestirile despre, nu despre bunici, așa cum v-ați aștepta probabil, despre căsnicie. Și de data aceasta m-am gândit, ia să vedem noi dacă avem idee ce spune religia noastră creștină-ortodoxă, de exemplu, cum să se comporte soțul cu soția. Cei care cunoașteți portalul doxologia.ro, puteți să căutați acolo unul dintre articole care se numește chiar așa, Îndrumări în căsnicie pentru soț. Este un articol scris de preotul Constantin Nasr. Și acest preot este foarte cunoscut în America. Este căsătorit, deci are o viață de familie cu multă experiență, este consilier marital de peste 40 de ani. Și a scris o carte pe care de asemenea o puteți citi, se numește Arta căsniciei, cum să rămâneți împreună când lumea vă desparte. A apărut la editura Theosis, Oradea, în 2021. Doar câteva idei o să speculez din această carte, și anume, dânsul spune legat de soț, să nu se poarte și să nu trăiască ca un tiran, adică să fie curtenitor și înțelegător. Deci, soțul întotdeauna să fie cel care este și dă dovadă de mai multă înțelepciune și înțelegere față de soția lui, care poate este mai firavă, mai pripită uneori în luarea deciziilor sau în afirmarea anumitor lucruri. Iar el trebuie să fie demn și să nu o acuze pe nedrept, deci să nu-i caute vinovății și greșeli tot timpul, pentru că nu este frumos și nu o să ducă la o căsnicie fericită, ci o să aducă și mai multe necazuri și soția lui se va îndepărta emoțional față de dânsul, apoi și legăturile lor sufletești se vor înstrăina și apoi probabil că și celelalte legate de viața lor intimă ca și cuplu. Să nu fie egoiști sau lacomi, să pretindă că totul le aparține în casa lor. Deci casa lor să fie o casă atât pentru el ca și soț, pentru soția sa, se simte fericită și bucuroasă că locuiește acolo și copii, și pentru copii. Deci copiii să se simtă în largul lor, să știe că ei aparțin de acel loc minunat în care își duc existența când vin de la școală și se simt în largul lor, nu se simt stresați. Tot la soț, tot pentru soț, sfatul următor de la părintele Constantin Nasr este următorul: să nu înceapă certuri sau să provoace soția la dispute. Tot timpul să încearcă să trăiască în pace. Deci dacă vede că ceva, dacă îl deranjează ceva la soția lui, poate să o spună frumos, dar probabil să se gândească bine dacă acela este momentul prielnic pentru a începe o discuție cu două tăișuri care ar fi mai sensibilă și ar produce durere sufletească soției. Dacă reușește să se pună în locul ei, atunci când încearcă să o corecteze, ar fi cel mai bine. Cum s-ar simți el în cazul acela? Un alt fapt important pentru soț ar fi să nu își critique soția de față cu alții, dându-i în vedea greșelile ei, când sunt și alții de față. Va fi o faptă necugetată, o faptă care îl va costa mult, mult din dragostea pe care soția i-o poartă, pentru că ea se va simți înjostită, se va simți neprețuită și va considera că soțul a plănuit totul dinainte să se comporte așa cu ea și atunci ea nu se va mai putea deschide față de el și
Și aceasta se va simți imediat când dânsii se vor întoarce din nou în sânul familiei și vor fi doar ei doi. Probabil că nu vor putea conversa normal și se va simți o ruptură sufletească și emoțională între ei. De aceea, soțul este bine să îi vorbească cu afecțiune doar atunci când sunt singuri, să o certe, în ghilimele, cu afecțiune, când sunt doar ei doi. Și atunci soția, plină de emoție sufletească și de înțelegere și de iubire față de el, probabil că își va cere iertare dacă a fost într-adevăr greșeala ei, poate va plânge, însă el nu o va lăsa să ajungă chiar în punctul acela sau o va liniști și se vor împăca, bineînțeles, amândoi, corectându-și într-un fel sau altul greșele sau ajungând la un alt compromis. De asemenea, soțul sau este bine să nu pretindă numai ce vrea el. Știți cartea aceea al părintelui Steinhardt, Dăruim vei dobândi? Așa ar trebui să gândească și soțul, dăruind dragostea sa și tot ce are mai bun pentru soția lui în această căsnicie, el va și primi înzecit și poate mit de la aceasta. Pentru că dragostea soției este nemărginită. În momentul în care ea se simte respectată și iubită, acel soț va deveni pentru ea mai mult decât sufletul ei, decât inima ei. Ca o soție creștină, nu va putea spune că va deveni mai mult decât Dumnezeu, dar după Dumnezeu, soțul ei va fi primul acolo în sufletul ei, în locul special din inima ei. Un alt sfat este al părintelui Constantin Asră, este ca soțul să nu fugă de responsabilități, adică să spune soției: o, nu știi, nu am timp, astăzi trebuie să mai stau mai mult la servici sau trebuie să merg cu prietenii sau am promis nu știu cui că o să fac asta și nu am timp să satisfacă cererea soției. Bineînțeles, atunci ea se va simți rănită și se va simți că întreaga obligație a casei, toate grijile vor cădea asupra ei. Ea nu va avea sprijinul necesar atunci când va trebui să, de exemplu, să facă ceva legat de casă sau de copii. Probabil ceva cumpărături, probabil să ducă un copil la un spital sau probabil la un curs, la un club după școală sau să-l aducă. Sunt multe chestii care intervin între soți, multe obligații care ar trebui să-l revină amândouă, ar trebui discutate și soțul să fie foarte atent, să nu se schiveze și să fugă de aceste responsabilități, pentru că atunci soția se va întrista foarte mult și sufletul ei va fi plin de durere. Un alt sfat pentru soți este să comunice cu ea în mod creativ, să o surprindă, să-i facă surprize plăcute, de la flori, ciocolată, poate o invitație la o plimbare prin parc, la un spectacol, la o piesă de teatru, la un cinematograf, într-o excursie, mini-excursie, poate fi chiar și de o zi undeva. O galerie de artă, se află, el știe mai bine soțul decât oricine ce ar trebui să știe, ce îi place soției cel mai mult. Deci calitatea pe care calitatea timpului petrecut împreună să fie la superlativ. Dar asta se poate, la aceasta se poate ajunge doar prin comunicare, printr-o comunicare sinceră și empatică. Un alt sfat pentru soț este să își exprime aprecierea față de ea prin cuvinte, dar și prin fapte. Ușor de zis, a spune voi, da? Dar mai greu de făcut. Unii soți pot fi puțin mai îngânfați și mai puțin amabili, dar atunci când soțul este grijuliu și curtenitor, el fiind cel mai bun prieten al soției sale, atunci acea căsnicie este o căsnicie
de aur, aș numi-o eu, o căsnicie care va dăinui foarte mulți ani, probabil pentru totdeauna, așa cum ar trebui să fie o căsnicie în tradiția noastră creștină, deci până la moarte și într-o veșnicie, sufletele celor doi să fie unite în dragoste, așa cum a fost pe pământ. Deci, atunci când soțul este grijuliu și îi spune soției că o admiră pentru faptul cum, de exemplu, cum gătește sau cum are grijă de casă. Dacă amândoi lucrează, bineînțeles că atunci când se întorc de la lucru, probabil că își mai împarte atribuțiile. Depinde cât de ocupați sunt ambii cu acele îndatoriri pe care le au după servici. Poate că au de studiat după ce vin de la servici și unul este puțin mai liber și atunci își împartă responsabilitățile între ei. De exemplu, o săptămână unul face cumpărăturile și gătește, cealaltă săptămână când este mai liber celălalt va prelua aceste îndatoriri și soția, de exemplu, sau soțul și între ei trebuie să existe totuși o comunicare deschisă și fără ranchiună. Deci să nu-și poarte unul altuia acest nu pot să mai exprim acum, dar să nu se învinovățească unul pe altul și să nu își adreseze vorbe pe care le regretă mai târziu. Deci, chiar dacă le este greu să comunice și să-și împartă responsabilitățile, vor găsi o altă soluție. Probabil cineva din exterior care va veni și va ajuta la anumite treburi casnice sau pe care le au și nu le pot duce, practic fiind foarte ocupat cu serviciul sau și cu copiii, vor exista soluții. Important este să nu-și piardă niciunul încrederea și să vorbească cu probabil un consilier expert în relație de familie, să citească o carte ca și aceasta părintului Constantin Nasser, care este un părinte consilier marital care are foarte multă experiență, mai mult de 40 de ani, deci în cartea lui sigur vor învăța multe lucruri. Uite, de exemplu, ca și o îndrumare foarte prețioasă ar fi ei seara, zilnic, să citească puțin din această carte împreună. Probabil înainte de a veni copiii în viața lor, încearcă să citească și să-și facă, să vorbească între ei ceea ce au înțeles și ce ar putea să aplice în viața lor de familie din acea carte, din ce au citit în seara respectivă. Iar a doua zi să se surprindă fiecare unul pe celălalt cu mici acțiuni pe care le-au învățat chiar din acea carte. Deci acesta ar fi un sfat foarte util legat de cum să se comporte soțul, mai ales în căsnicie, pentru această seară. În altă seară voi veni și cu sfatul legat de soție și cu multe alte lucruri interesante, nu numai pe parcursul zilelor care vor urma, nu numai legat de căsnicie și de cum se comportă soțul și soția, dar o să vă aduc și o să vă povestesc alte lucruri și legate de exemplu, nutriție și să vedem ce voi găsi eu interesant și ce doriți voi, dacă aveți vreo întrebare sau la care nu ați găsit răspunsul și ați dori să aflați răspunsul sau să vă vorbesc despre ea, să-mi lăsați un mesaj mai jos și atunci eu voi încerca să vă ajut. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost în seara aceasta cu mine și sper că cei care sunteți într-o căsătorie ați învățat ceva util, care urmați să vă întemeiați o căsnicie, iarăși veți învăța ceva foarte util în această seară. Și vă doresc o seară liniștită și o zi de mâine superbă cu multe realizări și
să vă mențineți puternici pe baricade, cum se spune, în viața de familie și să vă iubiți foarte mult.